Bună. Bun venit la Universitatea Liberă din Bruxelles. Mă bucur să fiu astăzi împreună cu invitata noastră, Alexandra Crăciun. Mă bucur de asemenea să fim împreună cu oaspeții din Arizona și din România pentru o nouă conferință din seria conferințelor organizate de Lectoratul de Limba Română la Universitatea Liberă din Bruxelles. Lectorat de Limba Română susținut, înființat și care funcționează datorită Institutului Limbii Române. Este o conferință care marchează o cifră importantă în seria acestor conferințe. În cei 13 ani de când funcționează lectoratul, ajungem la aproape 90 de conferințe, deci cu o medie care ajunge aproape de 10 conferințe organizate anual. Înainte de a-i da cuvântul invitatei noastre de astăzi și pentru a nu ocupa din timpul prețios pe care dorim să îl acordăm, aș vrea să vă spun doar câteva cuvinte despre doamna profesoară Alexandra Crăciun. Alexandra Crăciun este dublă specialistă în filologie și în istoria artei. Este profesor abilitat la Facultatea de Litere a Universității din București, unde este de asemenea un director activ și aproape de studenți în cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării. Alexandra Crăciun este specialist în comunicare și în imagine, fiind membră a mai multor asociații specializate. Menționez, poate, pentru că este o asociație care pentru mine înseamnă foarte mult, Asociația Artiștilor din România, Alexandra fiind curator în cadrul acestei asociații, pentru care a organizat nenumărate expoziții, de exemplu miniatura pentru textile a sărbătorit împreună cu noi la Bruxelles acum 2 ani, 10 ani de existență constantă. Nu o să mai lungesc prezentarea, vreau să îi mulțumesc încă o dată Alexandrei Crăciun pentru că a acceptat invitația noastră. Și mai vreau să spun un singur lucru pe care îl repet pentru invitații noștri. Invitații noștri se prezintă ei înșiși prin subiectele pe care le propun, iar noi avem această șansă de a asculta specialiști în subiectul, în domeniul pe care îl abordăm. Astăzi va fi despre panopticum, despre orbire și clarvizmuri. Mulțumim, Alexandra, și te ascultăm. Cred că acum am reușit să deschid microfonul. Îți mulțumesc mult, Alice, pentru prezentarea asta care mă răsfață. Cred însă că cea mai frumoasă modalitate de a-ți declina identitatea este prietenia. Și da, dacă ar fi să mă caracterizez, sunt prietena lui Alice, ne leagă o prietenie aproape de o viață, ne-am întâlnit așa când eram încă tinere, studente, așa, masterande la Facultatea de Litere și iată acum când îmi vorbește despre cele 90 de întâlniri pe care le-a făcut deja, îmi aduc aminte cum mi-arăta Alice locurile prin care
pe care le parcursese în maraton. E, iată, un maraton cultural, Alice, pe care îl câștigi ca de obicei cu medalii olimpice. Ajută să zbor. Îți Mulțumesc. mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu din nou alături de voi în acest mediu cultural extraordinar pe care reușește Alice să-l creeze la Universitatea din Bruxelles, pentru că a vorbit despre expoziții. Dacă ajungeți până la finalul lunii mai, este deschisă la Orizont o expoziție specială, de care din nou am deschis-o și de care m-am ocupat. Este vorba despre Salonul Național al Sticlei. Se numește național, dar este o expoziție internațională în care sunt lucrări alături de cele mai bune lucrări ale artiștilor de arte decorative din România, lucrări din Germania, din Cehia, din Turcia, din Polonia. Deci, dacă ajungeți prin București sau aveți prieteni în București, vă rog să-i trimiteți, pentru că este într-adevăr un spectacol de lumină și culoare la Galeria Orizon. Iar apropo de tot așa de proiecte, dacă se întâmplă la final de iunie să ajungeți la Veneția, vă invit la o altă expoziție pe care o deschidem acolo, la Palazzo Correr, intitulată Cerul Apei. Și gata. Astea au fost invitațiile așa pe termen scurt. Știu că și Alice pune la cale pentru săptămâna viitoare niște proiecte culturale extraordinar de frumoase. Și ca moment, să zicem, de răgaz și reflectare, vă invit astăzi să vorbim despre o iconografie specială. O iconografie care aș putea să spun că m-a bântuit, pentru că teza mea de doctorat a fost despre privire, despre ochi. Am avut o teză de doctorat intitulată Narcisismul și problemele reflectării. Și chiar dacă excursul meu așa m-a dus și în zona de comunicare, abilitatea este identitate, reprezentare, iată că mă întorc din când în când la teme legate de privire, așa cu o sete și cu o bucurie, a spune, nemaipomenite. Așa, încerc să mă adaptez cu Microsoft Teams, deci vă rog să-mi spuneți dacă mă pierdeți așa din raza vizuală, dacă strigați și dacă nu se mișcă slide-urile, anunțați-mă, pentru că nu am același control pe care l-am pentru programul Google Meet cu care noi lucrăm la facultate. Punctul de plecare în această reflexie despre privire este o notă pe care o face Heidegger, preluând o afirmație a lui Hölderlin. El spune așa, el spune că uneori orbirea poate să țină de un exces, de un exces al privirii. Și textul lui Hölderlin original se referă la faptul că poate Oedip are un ochi prea mult, vede mult prea mult și tocmai acest lucru duce către orbire. Este punctul de plecare al reflexiei pe care vă propun și astăzi, pornind de la o serie de personaje al căror element comun se află în zona aceasta, a spune eu, a excesului de privire. Personajul de la care plec, personajul central, este evident, din punct de vedere iconografic, creatura
care ilustrează cel mai bine conceptul grecesc de panopticum. Acest panopticum, însemnând, da, pan, totalitatea, da, această acoperire generală, și opticum evident legată de oftalmologie, de prezența ochilor, este, așa cum probabil vă amintiți, un personaj a cărui epidermă este acoperită integral de ochi. Este un personaj care, din punctul meu de vedere, reprezintă punctul maxim al privirii în mitologia grecească. O privire însă specială, pentru că într-o conferință pe care am ținut-o recent la școala doctorală de la noi, de la facultate, arătam că, din punctul meu de vedere, există două maxime ale privirii în mitologia grecească. Este acest panopticum, acest, da, acest om a cărui, da, pe jumătate om, pentru că este fiul unei nimfe, da, această creatură acoperită în totalitate de ochi, pe de-o parte, și pe de altă parte, da, îl puneam în opoziție cu Gorgona, care are și ea o privire specială, privirea aceea capabilă să împietrească pe oricine, da, intră în raza vederii ei. Dar, așa cum vă dați seama, vorbim despre două calități diferite ale privirii. Pentru Argus avem această privire epidermică totală, 360, da, pe pielea lui, da, care se spune că era toată acoperită de ochi, da, niciun ochi nu doarme niciodată, pentru că atunci când, da, una dintre retine este închisă, celelalte se deschid. Și, da, în cu aspect contral avem Gorgona, care are o privire de tip laser, da, capabilă să transforme în stană de piatră pe oricine se așează în raza ei. Astăzi aș vrea să ne oprim însă asupra acestui personaj, acestui Argus, și aici, ca punct de plecare, am folosit un citat al filozofului francez Michel Serre, care vorbește despre Panoptes, despre Argus. Panoptes, întotdeauna numele lui de Argus este însoțit de acest atribut dat de atotvăzător, dându-i, din punctul meu de vedere, poate cea mai frumoasă descriere. Să nu uităm că filozoful Michel Serre fusese în tinerețe navigator, și de asta mi se pare extraordinar, pentru că până la urmă navigatorii sunt cei ghidați de lumina farului, și probabil că de asta are și o sensibilitate specială în a-l descrie pe Panoptes și de a se referi la el. O să vedeți, sunt elemente care duc la trecutul lui Michel Serre de navigator. Ce spune el? Da, să privim acest all-seeing man, deci acest om care le vede pe toate. Să ne imaginăm un personaj, da, pe cineva with no back, cel care nu are spate. Da? El este o față totală, fără niciun punct orb, niciodată neatent sau neconștient. Este prezența, spune Serre, aceasta intensă, este prezent peste tot, nothing but face, deci fața aceasta omnidirecțională, ca o mingie de ochi, într-o geometrie de fațete indestructibile, în aceeași măsură capabil să meargă, să se plimbe și să doarmă în flash-uri de lumină și întuneric, asemenea unui far, da? Este referința navigatorului. Așa,
gata să, da, să înregistreze extrem de clar, da, cu acuratețe, ca un set de lumini și semnale ce controlează o zonă particulară, umplu noaptea și privesc, da, obsesiv și trimit semnale. Acesta este Argos. Se pare excepțional această descriere a lui Sera, unui personaj, da, omnidirecțional, capabil să vadă prin toate punctele corpului său, evident construit într-un exces de privire, într-un exces de atenție, de prezență în această geometrie fascinantă în care fiecare punct al corpului său este un ochi. Și această anatomie este justificată, evident, de funcția sa, pentru că Argus devine slujitorul lui Hera, cel care trebuie să o păzească pe Io, acea nimfă de care Zeus este îndrăgostit, și pentru a o ascunde de vigilența Herei, o transformă în junică, în vițelușă. Da? Ei bine, ca Zeus să nu se apropie de ea, practic Hera îl trimite pe acest Argus care să o supravegheze, da, în această privire de far, care să o controleze. Ei bine, Zeus nu suportă nici el, da, regimul la care este supus de Hera, și atunci îl trimite pe Hermes să îl ucidă pe Argus. Și aici se întâmplă un lucru extraordinar pe care Ser îl pune în evidență. Privirea este învinsă de sunet. Ochiul este învins de ureche, pentru că Hermes se duce la Argus cu un nai, da, cântă la nai, înțelege toată lumea, da, ce înseamnă nai, e clar, da, deci cântă la nai, iar melodia asta extraordinară îl face pe Argus să doarmă, își pierde, deci, vigilența, închide ochii și, în contextul acesta, Hermes îl ucide pe Argus. Mi se pare interesant, da, acest aspect pus în evidență și de Ser, faptul că ochiul este învins de ureche. Ochii, deci, sunt închiși în plăcerea și în fascinația cântecului. Și ceea ce se întâmplă mai departe, cred că este din nou semnificativ, pentru că Hera, atunci când vede că servitorul său este, da, aici îl avem pe, da, pe Hermes cântându-i lui Argus, în timp ce ochii lui Argus se închid și el adoarme, și vreau să caut o altă imagine, da? Hera adună ochii de pe corpul lui Argus și îi așează pe coada păunului. Da, așa cum știm, da, păunul, da, etalează aceste, da, bijuterii cu formă de ochi pe coada sa, într-o privire care își pierde capacitatea de a supraveghea, de a controla, și devine decorativă. Pentru că asta este din nou un joc interesant. Deci Argus nu mai este cel care controlează prin privire,
cel care, încă un aspect interesant, oprește atracția, da? Pentru că ceea ce oprește Argus prin privirea, prin controlul său, este, da, această atracție între Zeus și nimfa Io, și practic ochii lui devine element decorativ în, da, în coada păunului, care la rândul ei devine un element de atracție. Da? Și iată cum mitologia aceasta a privirii se încheie rotund, da, din vigilență în atracție, da, în ornament. Mă întorc un pic pentru că mai avem aici niște referințe interesante. Da, aici este citatul din Ovidiu, sursa principală în analiză este, în mod evident, Ovidiu în Metamorfozele sale, unde relatează cartea întâi, da, unde relatează povestea. Da, și iată aici niște sublinieri în textul lui Ovidiu, da, legat de acești watching eyes, care se transformă, da, prin somn, prin somnul acesta negru care închide ochii, în ochii cu aspectul acesta decorativ. Vedeți, Ovidiu face referire la da, bijuteriile, da, ochii bijuterie de pe coada păunului. Și mă întorc la la Ser, care, da, referindu-se la Argus, da, pune în într-un raport interesant această capacitate a pielii tatuate cu ochi, da, vedeți, așa e schit, tatut with ocelli, da, în această proliferare aproape nebună a privirii, cu aspectul acesta care ne interesează și pe care o să-l investigăm astăzi, al clarviziunii. Pentru că, iată, vorbim despre două moduri de a vedea, vederea fizică și vederea care trece de lumea fizică, capacitatea de a vedea augmentat. Și tocmai de aceea astăzi o să discutăm despre niște personaje în care un exces de privire se compensează sau, dimpotrivă, se contrabalansează în această capacitate de a vedea augmentat, da, cum spun englezii, to be a seer, să fii un clar văzător. Da? Este interesant însă că și cumva în acest text vedem că se atinge această chestiune. Nu poți vedea în același timp prea mult cu ochiul fizic și a vedea augmentat în lumile celelalte. Cele două ipostaze vin cumva alternativ. Da? Deci această privire excesivă care duce către orbire nu înseamnă automat și clar viziune. Și asta mi se pare că e un aspect foarte interesant în povestea noastră. Da? O altă reprezentare a lui Hermes, adormindu-l pe Argus, observați ce interesant, își ridică mâna și arată către ureche, subliniind parcă acest raport în care auralul este mai puternic decât vizualul, da? Sunetul este mai puternic decât privirea.
Și aici, într-o reprezentare interesantă, da, lui Velázquez, parcă somnul, parcă această toropeală îi învinge pe amândoi și iată cum Argus își pierde cumva atributele de fiu al nimfei și supranatural, da, și totul trece în acest somn care îngreunează trupul și duce cumva către moarte. Da, din nou altă reprezentare, apare și nimfa aici care da, privește uciderea lui Argus într-o reprezentare a lui Rubens. Și pentru a pune așa un punct final în această poveste, vreau să mă opresc un pic asupra acestui epitet de panoptes, care, așa cum spuneam, este al doilea nume al lui Argus și, practic, numele sub care el este cunoscut, pentru că desemnarea lui e aproape întotdeauna Argus Panoptes, da? Nu Argus independent, așa. Și în mod interesant, epitetul de Panoptes nu este singular pentru Argus. El revine, da, l-avem folosit și pentru Helios, adică pentru soare, pentru Jupiter. Deci această capacitate de a vedea tot, care poate că dă ulterior în ortodoxia noastră, suntem la un lectorat de română și cred că e frumos să punctăm aceste elemente, așa, caracteristica de pantocrator, da? Atot puternic, deci de la atot văzător către atot puternic. Mi se pare, da, că este o trecere interesantă și dacă, da, ne gândim la primele reprezentări ale lui Crist, e clar că el preia din această iconografie a zeilor luminii, Mitra, da, și așa mai departe. Prin urmare, ceea ce vreau însă să subliniez este că dacă în zona noastră această capacitate de a vedea tot și de a, da, cumva de a controla, dar de a vedea tot, ducându-ne către pantocrator, către această putere, da, asupra întregii lumi, se colorează benefic și solar, pentru greci, panoptes, da, cel care vede tot, e cumva sub blestemul unui hubris. Și asta este ceea ce vreau să vă demonstrez. Este clar că Argus, tocmai pentru că este panoptes, este pedepsit, da? Și Zeus îl trimite pe Hermes să îl ucidă. Și să vedem ce se mai întâmplă și cu celelalte personaje. Și aici aș vrea să-l pun în paralel pe Argus cu, deci, capacitatea lui Argus de a vedea tot cu Oedip și cu Tiresias, da, nu o privire epidermică, dar tot un gen de privire care depășește niște limite. Ce vreau să demonstrez, așa cum spuneam, este faptul că, practic, această capacitate de a vedea prea mult este pentru greci caracteristica eroilor tragici. Hiperprivirea, da, această capacitate de a vedea dincolo, de a vedea mai mult, aproape în mod obligatoriu duce la orbire. Și avem aici o reprezentare foarte interesantă, din punctul meu de vedere, a lui Pietro de la Vechea. O reprezentare a cui credeți? A lui Tiresias, profetul orb. Și o să mă întrebați cu siguranță,
la ce se referă această reprezentare, pentru că în general noi îl punem pe Tiresias în raport cu diferite momente în care el îl anunță, fie pe Laios, fie pe Oedip, fie pe mama lui, pe nimfa ce îl naște pe Narcis, el îi avertizează pe toți și nu așa în poveștile lui Tiresias pare că nu avem nicio relatare legată de dragoste. Știe cineva la ce se referă iconografia aceasta? La ce se referă imaginea asta? Este o dublă reprezentare a lui Tiresias. Tiresias este și bărbatul, dar și femeia în această pictură. Iar această reprezentare se referă la biografia lui Tiresias, pentru că el devine clar văzător în urma unei, a spune, experiențe traumatice legate de excesul de privire. Ce spune povestea lui Tiresias? Atunci când era tânăr, Tiresias vede doi șerpi care copulau. Da? Deci, îi vedeți și aici în imagine. Și atunci Tiresias îi lovește, cu un băț sau în cazul acesta cu o spadă, mai apropiată de reprezentările din perioada respectivă, îi lovește, iar în momentul în care îi lovește, Tiresias se transformă în femeie. Prin urmare, ceea ce vedeți aici este dubla ipostază a lui Tiresias, care se transformă în femeie pentru că privește ceea ce era interzis să vadă. Da? Era un hubris să privești acești șerpi, întâlnindu-se. Și mai mult decât atât, privirea aceasta, care pătrunde acolo unde nu trebuia să pătrundă, este prelungită cumva de această lovitură, Ovidiu zice de băț, deci îi lovește cu bățul, aici l-aveți într-o reprezentare de secol XVII cu o sabie, dar în orice caz, acest element falic care se duce în centrul unui proces sau unui secret, și atunci privirea lui Tiresias în momentul acela produce un hubris. Vă reamintesc, pentru greci, hubris este păcatul acesta al mândriei care îi supără pe zei, adică să-ți permiți ceea ce tu, om, n-ar trebui să-ți permiți. Da? Deci, în măsura în care îți permiți ceea ce prin mândria ta, pot, văd, așa? Lucrul acesta îi mânie pe zei, se produce hubris și de obicei acest hubris este pedepsit. Da? Noi trebuie să rămânem în statutul nostru de oameni. Și revenind la Tiresias, în tinerețe vede șerpii aceștia, îi lovește și se transformă în femeie. Trăiește 7 ani ca femeie și după 7 ani vede din nou șerpii, îi lovește din nou și se transformă în bărbat. Asta este povestea lui Tiresias, dar ea continuă pentru că după experiența aceasta și este foarte interesant că practic Tiresias trăiește o experiență dublă. Este, dacă vreți, o privire holistică, pentru că Tiresias vede lumea și ca bărbat și ca femeie. Deci avem, aproape ca în cazul lui Argus,
o privire totală, pentru că în felul acesta Tiresia se vede și cu ochii de bărbat și cu ochii de femeie, adică, da, ca să ne gândim la Platon, cu ochii androginului, deci are privirea aceasta de 360. Este motivul pentru care, într-o dispută pe care Hera o are cu Jupiter, da, cu Zeus, cu soțul ei, Tiresias este chemat să jurizeze. Disputa celor doi era legată de plăcerea pe care un bărbat sau o femeie o simte într-o relație. Și Jupiter, Zeus, spune că femeile sunt mai fericite, în timp ce Hera susține că plăcerea este de partea bărbatului. Ei bine, pe cine cheamă ei să jurizeze? Pe Tiresias, tocmai pentru că el trăise și ca femeie și ca bărbat și atunci ar fi putut să dea răspunsul. Ei bine, ceea ce se întâmplă este că Tiresias îi dă dreptate lui Zeus. Și atunci spune că, da, femeile trăiesc mai mare, da, deci sunt plăcerea unei relații, motiv pentru care Hera, evident, se supără și îl orbește pe Tiresias. Deci pierde capacitatea vederii fizice și, ca o compensare, el primește de la Zeus clarvoianța, da? Deci capacitatea de oraculară de a vedea ce se va întâmpla în viitor. Asta e povestea, da, lui Tiresias, o poveste care poate să fie rezumată, te îmbrățișem, Alice, așa cum spuneam, din această perspectivă a privirii. Da? Privire parțială ca bărbat, privire parțială ca femeie, cele două cumulate, această privire 360, o privire 360, o privire rotundă, care până la urmă duce în hibris, este periculoasă și care va fi amendată, deci, de Zeus. Ca urmare, da, Tiresias orbește, tocmai pentru că văzuse prea mult. Așa, vreau să merg un pic mai departe. Da, aici avem povestea pe care v-am spus-o, da, având în față imaginea respectivă, da. Uitați ce frumos spune Ovidiu, ea a condamnat, ea Hera condamnă ochii celui care a pronunțat judecata împotriva ei la etern întuneric. Da? Iar Jupiter, pentru a compensa această pierdere, îi dă puterea de a vedea viitorul, da? Ușurându-i astfel pedeapsa. Prin urmare, capacitatea oraculară pentru Tiresias este, de fapt, o compensație pentru pedeapsa legată de hubrisul acestui exces, acestui exces de privire, prin care Tiresias a văzut mult prea mult. Și atunci, da, această oftalmologie se transformă, deci, în noaptea ochilor. Cred că am un eco în momentul ăsta, dacă l-auziți și voi, s-ar putea Da? Dar pe mine mă mai auziți? Pot să continui? Da, da, se aude. Da? Perfect. Da.
Revenind, da, dacă vreți, putem să-l citim și în, în termeni, da, cum se poartă acum, de gender, această privire masculină, da, cea care intruzivă, un semn de putere și da, orbirea ca semn de feminitate, de efemizare, de transformare, da, într-un receptacol, într-o ipostază feminină. Și dacă vreți, povestea lui Tiresias poate fi citită și în felul acesta, privirea falică, privirea cu care Tiresias, da, lovește șerpii, da, transformată într-o orbire ca pedeapsă și ca retroversiunea lui în ipostaza aceasta de receptacol. Da, și îl vedeți aici pe Tiresias în momentul în care îi anunță destinul lui Narcis, își exercită deci funcția lui oraculară de receptacol, încă o dată, da, a unor mesaje, da, dincolo de capacitatea umană de a vedea. Aici îi spune mamei lui Narcis că fiul ei va muri în momentul în care își va vedea chipul. Da, deci iată încă o reprezentare a lui Tiresias. Și mergând mai departe, aș vrea să mai vorbesc despre un personaj care cumva validează acest scenariu. Este vorba despre Oedip. Personajele sunt oarecum, da, interconectate, pentru că Tiresias intervine de mai multe ori în, în povestea lui Oedip. Intervine chiar de la început, pentru că Tiresias este profetul care anunță faptul că Oedip va fi copilul ce își va ucide tatăl. Da? Tiresias intervine însă și spre final, când îl avertizează pe Oedip să nu mai caute vinovatul în Teba, pentru că în măsura în care îl va vedea, așa între ghilimele, nu va fi bine, da? Deci iată cum Tiresias apare în două momente excepționale în povestea lui Oedip. Ceea ce vreau să subliniez însă este că și povestea lui Oedip cred că este o poveste a privirii așezată între exces și orbire. Așa cum vă aduceți aminte, tatălui Oedip, regele Tebei, îl consultă pe Tiresias, care îi spune că fiul său îl va ucide. Este motivul pentru care regele Laios trimite copilul, da, într-o sentință care părea să fie moarte, îi leagă picioarele și îl aruncă, da, în apă, fiind sigur că în felul acesta pericolul este îndepărtat. De aici numele lui Oedip, care înseamnă picioare umflate, da? Tocmai din această traumă în care tatăl, da, pentru a fi sigur că fiul său moare, îi leagă picioarele și da, bun. Oedip, așa cum știm, este salvat, este crescut, da, într-un mod absolut miraculos, salvat de un cioban și apoi este dat regelui unei cetăți vecine, crește acolo,
Însă, povestea lui merge mai departe. Da, aveți aici etimologia, swollen foot, picior umflat, da? Așa. Și așa cum vă spuneam, Oedip este crescut de regele Corintului și soția lui, cei care își doreau de mult un fiu, și iată Oedip vine să compenseze, da, lipsa copilului lor. Ce este interesant este că Oedip i-a avertisat, vedeți, la un moment dat un bețiv îi spune că este un bastard, că da, nu este, dar Oedip trece peste asta până când, așa cum știm, o să afle în cel mai tragic mod că și-a ucis tatăl. Și acum să revenim la momentul acesta în care Oedip îndeplinește profeția oracolului. Ce se întâmplă? El pleacă spre da, aș vrea să urmez și textul ca să puteți să mă urmăriți în paralel, dar pleacă spre Teba, unde întâlnește Sfinxul. Și aici este un moment extrem de interesant, care, chiar dacă vorbim, da, despre o întrebare, despre, da, o ipostază din nou aurală, cred că o putem pune sub spectru privirii, pentru că ceea ce îl întreabă Sfinxul este care, da, întrebarea care ucidea până atunci toți trecătorii, ce animal merge în patru picioare dimineața, în două după amiaza și în trei seara. Evident, nimeni până atunci nu reușise să răspundă. Sfinxul îi devora și, da, cerea de fiecare dată tribut de sânge de la Teba. Însă Oedip vede, mai precis, se vede pe el însuși în întrebarea Sfinxului. Ce răspunde Oedip? Spune omul. Da? Automat în oglinda aceasta, că până la urmă Sfinxul punea oglindă, iar în oglinda aceasta Oedip este primul personaj în care se vede pe sine. Da? Da, animalul care merge în trei picioare și așa, și în patru picioare dimineața, două după amiaza și trei noaptea, este omul. Deci, practic, în oglinda pusă de Sfinx, el își vede reflexia. Și îmi place foarte mult această reprezentare a lui Moreau, în care, da, după cum observați, aproape această privire între Sfinx și Oedip ne duce la ideea unei reflexii, da, unei oglinzi în care ochii celor doi se văd și se reflectă reciproc. Ce se întâmplă apoi? În drumul său, Oedipul își ucide tatăl. Cum? La o răscruce de drumuri se întâlnește cu caleașca în care era tatăl său și se naște o dispută și, fără să-și dea seama, Oedip îl ucide pe cel care îi iese în cale și îl contrazice, îndeplinând în felul acesta profeția Sfinxului. Aici am niște etimologii foarte interesante pentru numele de Sfinx și cea de-a doua mi se pare în mod particular așa foarte utilă în analiză. Se pare că sursa, rădăcina acestui termen este din egipteană și înseamnă imagine vivantă. Iată cât de frumos validează etimologia și de data asta
rolul Sfinxului, pentru că Sfinxul este de fapt imaginea vivantă a lui Oedip, acea reprezentare în care ceilalți nu se putuseră identifica. Da? Bun. Așa. Revenind la poveste, așa cum spuneam, Oedip îndeplinește profeția lui Tiresias, o validează. Deci își ucide tatăl și da, mergând mai departe, ajunge în Teba, unde ia chiar locul tatălui său, se căsătorește cu Iocasta, mama sa, și da, face da, trei fete și un fiu, după care orașul este lovit de infertilitate. Teba, da, prin faptul că i-o dă pe Iocasta lui Oedip, celebrează capacitatea lui de a ucide Sfinxul, da? Bun. Ce se întâmplă, spuneam, orașul este lovit de infertilitate, iar Oedip încearcă să afle de ce se întâmplă lucrul acesta, chiar dacă, da, atunci când trimite după Tiresias, profetul îi spune să nu-l caute pe ucigaș, și evident atunci Oedip începe să se îndoiască de capacitatea lui Tiresias de a vedea dincolo de lucruri. Ei bine, momentul revelației vine atunci când regele Corintului, cel despre care Oedip știa că este tată, moare și așa, în contextul acesta, el află de la un mesager că el este doar un copil adoptat, ceea ce rescrie întreaga poveste a lui Oedip. Oedip, de fapt, înaintea lui Iocasta, mama lui își dă seama că, practic, Oedip era fiul ei și cel care, da, l-a ucis pe Laios, pe soțul ei, deci este un ucigaș, și Iocasta comite suicid. Bun, în sfârșit, da, Oedip trimite și-l găsește pe ciobanul care îi salvase viața, și acesta nu face decât să valideze povestea, așa cum Iocasta o înțelesese până la urmă. Iar răspunsul este unul tragic. Ce face Oedip? Și deci Iocasta se sinucide, iar Oedip ia paftalele de aur din vestimentația Iocastei, da? Paftalele acestea de aur strălucitoare, excesul acesta de lumină, da? Și le înfige în ochi, da? Paftalele astea aveau cuie și le înfige în ochi. Iată cum se produce orbirea lui Oedip. Într-un mod, dacă vreți, în care rescriem ideea excesului, pentru că excesul acesta de aur, de strălucire, de lumină din paftalele mamei, da, este exact excesul de lumină care îi aduce lui Oedip orbirea. Și ca să revenim la întregul traseu al poveștii, de fapt, destinul tragic al lui Oedip s-a scris
în momentul în care el a văzut prea mult. A văzut ceea ce alții nu aveau voie să vadă. Și a văzut propria imagine înghicitoare a Sfinxului, da? Această victorie care, da, până la urmă, da, a înlăturat acest monstru așa malefic care îi omora pe toți cei care traversau acel drum, dar în logica hubrisului grecesc, practic, Oedip și ceea ce noi, da, traduceam drept da, o victoria lui Oedip, practic este traseul lui către dramă. Poate că ar fost mai bine să moară așa cum au murit toți ceilalți, decât să ducă stigmatul asupra întregii familii. Pentru că în măsura în care ucide Sfinxul, el apoi își ucide tatăl, se căsătorește cu mama, duce asupra Tebei acest blestem al bolii și al infertilității. Deci, iată că ceea ce inițial era o faptă bună, un exces de privire, dar pe care îl puteam decoda în termeni benefici, iată că lucrul acesta se transformă într-o poveste dramatică, într-o generalizare, așa, într-o metastază a răului, din care Oedip nu poate ieși decât orb, iar această orbire este mai dureroasă decât orice moarte. Și acum știm, el pleacă în lume împreună cu Antigona, cu fiica sa, așa, ca orb, ducându-și această durere. Revenind, da, la povestea noastră, vedeți ce interesant e și numele Antigonei, împotriva morții. Deci nu întâmplător el pleacă în lume cu Antigona. Antigona este cea care îl aduce la punctul dinainte de nașterea lui. Este antinaștere, da, deci plecând în lume cu Antigona, practic cercul se închide și, da, el revine la punctul acesta în care, ca și când nu s-ar fi născut. Ce aș vrea să spun este că în toate aceste trei personaje, excesul de privire duce, iată, la orbire, dar la orbire care, da, ca în cazul lui Oedip, devine dramatică și dureroasă. Excesul de privire are acest caracter, da, de deschidere în alt orizont, ca la Tiresias, care devine clar văzător. Dar, așa cum vă spuneam, indiferent cum, poveștile acestea ale mitologiei grecești ne duc către ideea incapacității de a vedea mai mult. Da? Deci este bine să rămânem în afara hibrisului. Pentru exces, pentru că, așa cum spunea Hölderlin, poate că regele Oedip are un ochi prea mult. Vă mulțumesc! Nu știu dacă tu mă auzi? Da. Mulțumim, Alexandra! Cu drag! Așa. Să opresc prezentarea, deschisă. Ai închis tu microfonul? Așa, pentru că avem mai multe calculatoare deschise în aceeași încăpere, dar acum cred că e în regulă. Ne auzi în continuare, Alexandra, da?
Încerc să închid prezentarea, să-mi spuneți voi dacă am reușit. Bun. Îi mulțumim încă o dată Alexandrei pentru această călătorie în lumea mitologică pe care noi o așteptam la Bruxelles împreună cu studenții de aici, fiindcă am avut ocazia să o ascultăm pe Alexandra la colocviul organizat în decembrie și așteptam cu nerăbdare continuarea poveștilor meduze ale surorilor ei. Iată că au venit alte povești din mitologie pe care le așteptam cu mare drag. Eu mi-am notat mai multe lucruri, am câteva întrebări, așa cum i-am obișnuit și pe studenți. Întrebările sunt și pentru studenți și pentru invitata Alice. Noastră. Alice. Dar mai întâi aș dori, da, văd că Iosefina are o întrebare. Se aude? Alexandra, da? Am impresia. Să deschidem să miște camera, Daniela, am impresia că nu... Aha. Da, 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 numai un pic. Se văd doar că se vede da, doar da, da, da. Așa. Eu am un așa. Acum se vede, da. Da, da. Eu lucrez da. Cu două ecrane pentru că leg laptopul de un ecran mult mai mare și câteodată îmi joacă feste. Bun. Mulțumesc. Așa. Mulțumim, Iosefina. Pe mine mă auziți, da? În regulă. Spuneam că am câteva comentarii și întrebări, dar dacă sunt intervenții din partea celor aflați de la distanță, din punctul meu de vedere, consider că e bine să le dăm întâietate. Deci dacă aveți întrebări, comentarii, curiozități, Iosefina. Eu vreau să-i mulțumesc doamnei Crăciun pentru această prelegere. Am avut o mare bucurie și de mult am mai simțit o asemenea plăcere în momentul în care am ascultat mă rog, o conferință, o prelegere, o prezentare. M-am bucurat foarte tare că ați făcut această relaționare cu elemente din artă. Deci e extrem de bine că am văzut și alte tipuri de interpretări, nu doar cele ale noastre filologice și această perspectivă în comparativism m-a plăcut surprins și mi-a fost haznă. Chiar dacă, deci să știi, am încercat să dorm măcar 2 sau 3 ore înainte de prezentare. Eu sunt în Arizona, este 2 noaptea și nu am reușit. Și după aceea vreau să vă mărturisesc că nu știam exact începe la 10, începe la 11, pentru că erau 2 ore diferite și cred că de aceea eu eram cu alte întâlniri deschise, fiind astăzi o zi extrem de plină. Dar vă mulțumesc foarte mult și... Sper că studenții, în momentul în care au perceput această imagine expusă și în același timp introvertită, ca să zic așa, cumva a privirii, văd această privire ca un semn al deschiderii interioare. Și pentru că tot am stat eu foarte mult în Azerbaijan, vreau să vă spun o povestioară apropo de acel păun cu ochi. Ați vorbit despre acest simbol al frumuseții și al ochiului, care de fapt nu mai semnifică neapărat vederea, nu mai semnifică perceperea realității a tot cuprinzătoare, ci a devenit un element estetic care este prezent în această coadă. Există foarte multe povestioare sau legende legate de păun. Păunul în Azerbaijan este un element al echilibrului. Și de ce? Pentru că frumusețea penajului, frumusețea lui ca și pasăre, contrastează violent cu vocea, care este
oribil de urâtă. Și poveștile lor pun în evidență această nevoie a creatorului de a crea acest balans, pentru că, într-adevăr, perfecțiunea nu poate fi atinsă de nimic ceea ce este în lumea noastră, ci doar de acea accedere în transcendent. Prin urmare, cred că și aici poate ați putea avea un alt punct de plecare într-o viitoare cercetare, să vă gândiți cum această privire interioară poate să descopere alte lumi, alte feluri de lumi, în așa fel încât ele să creeze acel, nu neapărat, eu am simțit-o la un moment dat, sar de la una la alta, am simțit-o la un moment dat ca un fel de, mă rog, rușine, inclusiv povestea cu șerpii, da? Deci era acel păcat original în care el nu trebuie să vadă acea copulație, acea împreunare care până atunci fusese sacră. Dintr-o dată apare acest element al rușinii acolo, și cred că această privire interioară poate să fie cumva văzută și prin prisma smereniei, adică această excitare vizuală care de fapt transformă mintea umană într-un colecționar a tuturor formelor posibile de învățare, de fapt trimite înspre acel perfecționism, posibil perfecționism. Și atunci vine acest revers care înseamnă de fapt un echilibru. Ai învățat, ai văzut multe, acum e cazul să găsești o altă variantă prin care să expui aceste lucruri și nu prin ceea ce ai primit. Deci îți mulțumesc foarte mult pentru acest prilej minunat de a reflecta la toate aceste lucruri, mai ales că de mult nu m-am mai gândit la tot ceea ce ne-ați prezentat. Iar lucrările de artă sunt extraordinar, sunt minunate de fapt, și modul în care le-ați combinat. Mulțumesc tare mult! Mulțumim! Eu vă mulțumesc! Dacă Alexandra vrea să adauge ceva față de ce a spus Iosefina, poate? Da. Eu mă gândeam atunci când Iosefina ne-a povestit că la ea e noapte, mă gândeam că trăim un fel de panopticum, pentru că, da, iată, ochii nu se închid, undeva ei sunt deschiși și ne putem conecta cu această privire globală. Dar, da, nu mă pot abține și cu asta termin, dar apropo de acest lucru, că este o frază, o replică dintr-un film în care o doamnă la ora, nu știu, 8-9 dimineața în avion, ia o băutură și o bea, la care îi spune colegei de lângă ea, spune, undeva în lumea asta este ora 6. Nu contact că acolo era ora 8 dimineața, undeva în lumea asta este ora 6, prin urmare este îndreptățită. Deci așa și noi, prin această posibilitate, uite, tehnologică, de fapt nu mai avem zi, nu mai avem noapte, putem să avem un continuum în comunicare și chiar a fost pentru mine un regal. Mulțumesc! Și asta vreau să zic, cu siguranță undeva în lumea asta e o sărbătoare și cred că aici este datorită lui Alice. Eu vreau să vă mulțumesc și să mărturisesc că nu m-am gândit niciodată la vocea păunului. Acum îmi dau seama că n-am auzit niciodată păunii, doar i-am văzut. Și cred că este foarte interesant ce spuneți, tocmai în acest raport aural, vizual, în care, iată, cel învins de ureche nu mai poate să scoată sunete frumoase, pentru că, da, moartea lui e legată de vraja unui cântec mult prea frumos. Foarte frumoasă poveste, vă mulțumesc mult, n-am știut de surea asta. Mulțumim, Iosefine, și îmi amintesc cu mare drag conferința pe care, din seria amintită la începutul zilei de astăzi, face parte și o minunată conferință pe care Iosefina a avut-o la Bruxelles și sper să se întoarcă, o așteptăm cu mare drag. Dacă mai sunt alte întrebări, curiozități? Da, Daniela? Eu am o întrebare, rămână.
Te rugăm, Daniela. Păi, vreau să întreb despre blestemul lui Oedipiu, cum o cheamă? Oedip. Oedip. Da, blestemul lui nu pornește inițial de la faptul că părinții au vrut să știe viitorul, să cunoască viitorul. Dacă părinții nu ar fi apelat la Tiresias și nu ar fi căzut în hubris sau cum se cheamă, da, nu i-ar fi schimbat traiectoria vieții? Că până la urmă el plătește păcatul părintelui care a fost prea curios pentru că vrea să cunoască viitorul copilului, nu? Ce frumos, Daniela! Da, sigur, putem extinde așa povestea. În mitologiile grecești este foarte frecventă această căutare a oracolului și această, da, interogație către oracol. Aproape toate mitologiile sunt legate de momentul acesta oracular, cum spuneam, și de Narcis, și da, Danae, cea pe care, asupra căreia Zeus cade ca o ploaie de aur, este închisă pentru că tatăl ei aflase că ea urma să facă un fiu pe Perseu, care urma să-și o ucidă tatăl, da? Dar, într-adevăr, putem extinde așa acest, da, hubris al celor care vor să știe prea mult. Cu toate astea, accentul, dacă e să citim pe Ovidiu, nu cade neapărat asupra celor care întreabă oracolul, pentru că acolo este, dacă vreți, o privire mediată. Nu e privire directă, cum e cea lui Tiresias, da? Sau cea lui Oedip. Mediez oracolul, dacă vrea îmi spune, dacă nu vrea nu îmi spune. Și atunci stigmatul nu e atât de puternic pe cei care întreabă un oracol, este mai degrabă pe cei care se duc și privesc direct. Și dacă vezi, ca să mă întorc la meduza pe care am menționat-o la început, țineți minte că Perseu reușește să o învingă pentru că duce o oglindă și oglinda aceea mediază privirea. Deci hubrisul este mai degrabă momentul în care privești direct, în care, da, când mediezi, s-ar putea să ți se mai treacă cu vederea. Dar observația este excepțională, Daniela, te felicit pentru întrebarea asta. A fost foarte frumoasă, mulțumesc! Da, Daniela are întotdeauna o atenție fină și o inteligență fină cu care merge în profunzimea lucrurilor. Da, dacă mai sunt alte observații, întrebări, eu mi-am notat câteva lucruri și o să fie și pentru studenți și pentru Alexandra, dacă mai avem așa 10 minuțele. O să enumăr tot ce mi-am notat așa, Alexandra, iar apoi alegi și să vedem ce ne mai povestești. Pornind, mai întâi o să iau cumva în ordine inversă, de la excelenta remarcă pe care a făcut-o Iosefina, ajungând la smerenie. Eu mărturisesc că în acel punct mă îndreptam mai mult către înțelepciune decât către smerenie, dar într-adevăr probabil că înțelepciunea continuă să fie cumva în acest orgoliu al privirii directe, pe când smerenia vine mai degrabă în această privire mediată. Iar de aici, mergând mai departe, mă gândeam la două lucruri, la sacru și profan. Deci, până la urmă, înțelepciunea acestor mituri grecești mi se pare că poate se apropie cumva de înțelepciunea miturilor și a poveștilor în care avem sâmbure de mit în cultura noastră populară. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte este acceptarea condiției umane până la urmă. Deci, într-un fel și aici, dacă în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, acceptarea condiției umane înseamnă să știm că viața este la pachet cu moartea, ca să zicem așa, vin împreună, aici avem
ca acceptarea acestei condiții umane, refuzul de a ști viitorul. Putem să privim spre trecut, aceasta este condiția umană, dar nu putem privi spre viitor, nu cu acea privire directă, în tot cazul. Deci, o diferență foarte mare, diferență care poate fi făcută de smerenie sau de înțelepciune în a vedea lucrurile în viitor într-un fel și în trecut în alt fel. Nu putem să aducem egalitate între cei doi poli temporali. Iar apoi, aici, deci, acceptarea condiției umane, relația dintre sacru și profan și în relație directă cu raportul dintre sacru și profan ar fi raportul dintre vizibil și invizibil, pe care domnul academician Deschardin îl menționează direct în cercetările sale de istoria religiei și pe care l-a menționat indirect Alexandra mai devreme, vorbind de acea privire care devine clar viziune și care nu mai este privirea lucrurilor directe, ci este o privire, să spunem, a lucrurilor indirecte. Iar la acest raport dintre exterior, direct și indirect în fața privirii noastre, foarte bine Iosefina a adăugat raportul privirii care se întoarce asupra sinelui, privirea spre interior. Și deci atunci avem o dublă privire și în această privire de clarvăzătoare, privirea spre lumea din afara noastră și privirea spre lumea din noi. Din nou, două lucruri diferite. Acesta ar fi un pic comentariul la care sunt curioasă acum în continuare și aici este și pentru studenți întrebarea. Care sunt poveștile și care sunt personajele care ilustrează aceste lucruri și modul în care se repetă în mitologie, pe care le-am văzut astăzi. Deci voi vreau să faceți o recapitulare, este întrebarea pentru studenți. Iar pentru Alexandra, dacă ne poți ajuta mai mult cu o bibliografie eventual mai precisă a acestor povești, eu mărturisesc că întotdeauna mă simt cu cel puțin un pas în urmă, ca să nu zic cu mai mulți pași în urmă față de ce ar trebui citit în primul rând, în al doilea rând și în al treilea rând, ca să zicem așa, pentru a ajunge în miezul acestor povești. Iar în continuare, legat de bibliografie și din nou remarca pe care a făcut-o Iosefina, Iosefina a făcut remarca ei în tura am remarcat și eu și la care lucrul despre care mă îndrept cu mare drag și cu mare curiozitate, o cronologie, dacă în aceste deci ideea raportului invizibil a condiției umane, a interdiției, a privirii spre interior este redată în anumite povești, prin anumite personaje, cu anumite imagini, iar apoi este reluată în artă, și asta este, cum a spus Iosefina, iar mai departe, întrebarea mea este dacă putem identifica. Eu știu că, de exemplu, pentru Narcis și oglinda imaginii sale, forma de început a poveștii merge undeva în poemele latine sau dincolo de ele, mă rog, și deci dacă putem, în ce măsură să avem o cronologie a acestor idei, când apar ele, dacă literatura precede arta, sau dacă arta și literatura sunt în sincronie. Iar apoi, mergând de la cronologie la spațialitate, dacă putem vedea unde și cum au apărut poveștile, personajele și ideile respective și în ce măsură poate fi eventual avansată ipoteza care este susținută în
în cultura primitivă, deci să mergem un pic de la cultura cultă, civilizată, la cultura primitivă, unde se admite faptul că pot fi idei similare dezvoltate în mod paralel, fără să fi avut contact. Deci mai întâi Alexandra, iar apoi George și Daniela. Da. Mulțumesc mult, Alice! Ce întrebări frumoase și ce comentarii minunate! Nici nu știu de unde să încep. Aș începe de la smerenie, așa ca să merg pe traseul Iosefina Alice. Din punctul meu de vedere, ideea de smerenie, așa cum a zis că am încercat să fac o trecere de la Panopticum la Pantocrator, cred că smerenia colectează în filieră bizantină și deci așa ortodoxă, pentru că nu o găsim în spațiul occidental, exact această tradiție grecească a hubrisului. Deci, cred că, într-adevăr, smerenia păstrează, da, e o lectură de tip ortodox, da, post-bizantin a hubrisului. Da, pentru că ne gândim la faptul că în tradiția noastră mereu este amendată mândria. Da, și acest mod de a amenda mândria cu siguranță are rădăcini în conceptualizarea hubrisului în cultura greco-latină și așa. Apoi aș veni la ceea ce a povestit așa de frumos Alice, care a scris așa de frumos despre tinerețe și tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și în timp ce povestea Alice, mă gândeam că despre condiția umană, mă gândeam că rădăcina poveștii este tot un hubris. Pentru că până la urmă el încalcă o interdicție. Zânele care dau statut, da, supra-uman, îi spun să nu calci și el încalcă. Și atunci hubrisul ăsta aduce nenorocire, așa cum, da, și hubrisul aduce nenorocire în mitologia. Așa. Apropo, da, despre invizibil și vizibil. Îmi dați voie să intervin aici cu o observație? Deci m-am gândit, apropo de acest hibrid despre care vorbim, dacă facem referire la basmul Ileana Sânziana, în care este de fapt singurul basm în care vorbim despre androginie, finalul în care de fapt se transformă Sânziana în fecior pentru a se putea căsători cu fata împăratului, de fapt este o transpunere într-un registru transcendental, pentru că acolo nu mai vorbim, deci este un element al cunoașterii, de două ori cunoaștere. Odată prin faptul că ea a încălcat acea interdicție, a acționat ca femeie în rol de bărbat, apoi pusă în fața dezvăluirii, da, că trebuia să facă baie în laptele adus de iepe, și atunci răsuflarea iepelor au transformat-o într-un bărbat datorită comportamentului, și apoi, deci asta ar fi una, deci cunoașterea aceasta din două perspective, care de fapt este o cunoaștere ce urmează. Pentru că rolul acesta efectiv de bărbat urmează să fie împlinit prin iubirea cu fata împăratului, pe care ea, deci ea doar și-a jucat acest rol de bărbat, iar acum urmează. Și acolo vorbim despre această întregie, despre această androginie, și care de fapt nu este pedepsită, ci care este dusă înspre un final fericit.
este în contradicție totală cu hibrisul grecesc, care de fapt presupune această pedepsire a celor care încalcă da, regulile și a celor care presupun că pot avea această cunoaștere a totalității. Mă gândesc. Nu, deci acum discutând, cred că dacă ne strângem toate trei, am putea face un articol pe partea aceasta superb. Da. Chiar drăguț, chiar un plan pe care să-i dăm curs. Da, da. Deci, uite, discutând de așa, de fapt, ne putem gândi sau pot să vină ideile având perspective diferite. Cel puțin nu m-am gândit la această ipostază până acum. Așa e. Alice, înseamnă eu că vom avea toate trei, Iosefina, Alexandra și cu mine, pregătim pe tema asta pentru colocviul 16-17 noiembrie. Tocmai zilele astea stabilim data, o să-ți trimit apelul, colul, Iosefina. Gata, avem de lucru. Da, da, Alexandra. Ce frumos! Eu nu știu basmul cu Sânzia, cu Ileana Sânziana, da? Da, da, da. Da, da, da. A fost cules, a fost cules de, mă rog, apare, deci în varianta lui Ispirescu apare Simziana, da. Nu Cosânziana. Deci Cosânziana este fata frumoasă, dar basmul Ileana Sânziana vorbește despre această androginie. Și transformare. Acum, nu cred că androginia e păcatul, pentru că androginia este salutată prin faptul că Tiresia este pusă judece. Dar overall privirea aia a momentului copulării, aia era hubrisul. Acolo intervine pedeapsa. Recompensa. Uh-huh. Absolut, da, minunat. Mă duc să citesc povești. Da. Cred că mai trebuie să spun ce. Așa, mai erau și alte întrebări, dar mai are Daniela o întrebare și propun să-i dăm cuvântul Danielei, poate? Termin, că mi-ai mai dat o temă și n-am terminat-o. M-ai întrebat care sunt sursele și legat de cronologia asta. Da, da. Da. Vreau să vă spun așa, deci, acum menționam și la început, analiza mea merge pe Ovidiu, pe textul lui Ovidiu. Deci nu n-am mers pe multe surse. E adevărat, mitologiile astea sunt scrise și rescrise, apar în diverse locuri, câteodată sunt mici diferențe între lecturi, da, după cum știm, Atena odată este născută din capul lui așa, altă dată după ce Zeus o înghite pe Metis și așa mai departe. Deci sunt nici mici variații și de asta am preferat să folosesc o singură sursă ca să am mitul cumva, miturile aduse cumva de aceeași numitor sub aceea scritură. Și atunci sursa este Ovidiu la mine. Și apropo de literatură, ca tehnică, eu încerc să le recitesc, dar folosind mai degrabă un instrumentar care vine din perspectiva poststructuralistă. Serre, Derrida, Foucault, așa, deci cumva eu am reajuns la Ovidiu, dar prin, poate că așa și cursurile pe care le țin în momentul ăsta la facultate, așa, pentru că țin curs de comunicare postmodernă și așa, dar instrumentarul vine din zona asta mai degrabă poststructuralistă, deconstrucționistă și cu genul ăsta de că ați văzut, Serre pe care l-am folosit acolo, cred că s-a prăpădit un pic înainte de pandemie, da? Deci e din galeria acestor filozofi care reflectează pe lumea contemporană, dar și cu rădăcina în mitologii de genul ăsta. Deci cam în felul ăsta. Iar apropo de ce spunea Alice de literatură, artă, ce e întâi și cum se construiesc miturile astea, practic, cred că aici lucrurile sunt extrem de fluide. Să ne gândim doar la decorații unile, la freștele din Pompei, care erau cumva contemporane cu aceste rescrieri și cu... Deci, cred că vorbim despre un mediu fluid
în care iconografia de tip plastic se amestecă cu da, o iconografie a poveștilor, a textelor, da, care circulă, da, și oral, care sunt și așezate în, nu, cum ziceam, de metamorfozele de lui Ovidiu. Deci este frumusețea vine tocmai din acest mediu absolut fluid în care putem să aruncăm din când în când câte o privire. Deci da, așa zice eu acum. Daniela, mai avea o întrebare. Da, era legat de Bascom pe care doamna Iosefina îl menționa. Nu l-am citit, dar nu poate să fie o explicație faptul că Iliana cumva și-a acceptat statutul de bărbat, toate condițiile lui, în timp ce Tiresia, după 7 ani, a încercat să reproducă același fenomen pentru a se transforma din nou în bărbat. Și atunci cumva... Foarte bună observația. Mm-hmm. Foarte bună observația. Deci e o temă pe care acum am descoperit-o și merită să reflectăm la ea. Deci, într-adevăr, acolo vorbim despre o acceptare. Pentru că de aceea se și produce această transformare blessed, ca să zic așa. Deci ca să fie în regulă. Pe când dincoace, el tângea după reîntoarcerea în hainele, în straiele bărbătești. Și atunci avea nevoie de această reconfigurare a sa. Da, poate. În Basm, eu mă gândesc, avem, așa cum zicea Iosefina Sâmziana, este personaj care se plimbă din baladă în basme și Culianu, discipolul lui Eliade, încearcă să facă o mitanaliză în mitologia românească. Și una dintre întrebările pe care și le pune el este: avem o sânziană sau sunt două? Este sânziana de natură celestă sau este de natură tonică? Iar răspunsul nu este neapărat unidirecțional. Putem avea argumente să găsim, de fapt, o structură complexă a acestui personaj. Iar eu am încercat să pun în legătură cele două personaje din baladă și din poveste. Sfârșitul este diferit. În poveste, sfârșitul este al acceptării, al bucuriei, așa cum a spus Iosefina, pe când în baladă sfârșitul este al separării. Sâmziana nu mai este nici femeie, nici mreană, pește, devine astru, luna. Și avem soarele și luna care nu se înțeleg, deci iubirea rămâne imposibilă în condiția umană și posibilă până la urmă celest, deci ambele sunt astre, e o iubire astrală, să zicem, pe când în poveste își păstrează condiția și acceptă condiția, așa cum spunea Iosefina, și devine o poveste de iubire umană. Plinită. Și ca să fie posibilă această iubire umană, era nevoie de un bărbat și o femeie, și atunci personajul care se manifestase, femeie fiind Sâmziana, luase locul lui Făt Frumos din Baz ca să ducă la bun sfârșit încercările și faptele respective, era nevoie de un bărbat ca iubirea să fie posibilă. Și mi se pare, deci cumva este până la urmă acest altruism. Deci în favoarea triumfului iubirii de cuplu se ajunge la această, până la urmă, cum să zice, renunțare la sine, de dedicație totală. Această contopire, da? Această, da, contopire, da, de fapt, da, care, de fapt... Ca iubirea să triumfe. Da, deci poate. Iubirea, de fapt, este un element care... Dar tu trebuie să te uiți pe cartea mea, pentru că eu am lucrat pe această parte și am demonstrat androgenia cosmică, tocmai pornind de la aceste două tipare fundamental opuse. Trebuie să citesc, să-mi trimis textul. Pentru că acolo vorbesc despre... Eu îl vreau.
Este vorba despre această separare și contopire a lunii și a soarelui și singura zi în care acest lucru este posibil este ziua de sânziene, în care pe straturile mentalului colectiv sunt așezate tipare diferite, contorsionate, contradictorii și care în final duc înspre această împreunare care... Da, ei pot să fie soarele și luna, dar iubirea rămâne liantul care, de fapt, construiește acest sine ambigen. Deci, eu asta am demonstrat în teza de doctorat, că vorbim despre o zi în care avem această celebrare a androginiei. E frumos! Apropo de asta și de cartea listie, eu am încercat să demonstrez asta tot în teza de doctorat, dar în Pietà lui Michelangelo, cum cele două, da, Crist și Madonna, practic își transferă atribute într-un fel de androgin de compoziție. Deci iată cât de mică e lumea. Ce minunat, vai! Deci chiar trebuie. Da. O să rog pe Ali să ne pună în legătură ca să putem să discutăm aceste concepte și poate chiar ne mai reîntâlnim în formulă de Zoom, pentru că, uite, imaginile și ideile se nasc altfel. Sper că studenții voștri, studenții tăi, Alice, acum sunt, cel puțin, se bucură de acest regal de idei care ne vin. Da. Ceea ce mi se pare mie absolut fascinant este că eu aveam mereu impresia din copilărie că sunt zienele, sunt totuna cu elele și că sunt rele. Au și această componentă. Au și componentă. Da, au această componentă, da? Pentru că întotdeauna elementul de frumusețe vine la pachet cu cel de agresivitate, în momentul în care nu se respectă ritualul. Dar elele sunt cele care duc duhul, care atrag, care încearcă să rănească, în timp ce sunt zienele, vin ca să vindece de ele. Ferite sunt zienele și elele. Da. Da, minunat. Ce frumos, Alice, mulțumim. Eu vă mulțumesc. Avem și noi o restricție, aceea a timpului, pe care suntem obligați să o respectăm. Așadar, discuția noastră ar putea să continue, dar așa cum a spus și Iosefina, o putem continua cu o altă ocazie. Cu siguranță ne vom da această ocazie. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au fost astăzi împreună cu noi. Studenții au rămas fără răspuns la întrebarea pe care am pus-o, dar discutăm noi rapid, în continuare. Mai ai un minut, nu o să mai avem timp astăzi. Îi mulțumesc încă o dată tare mult doamnei profesor Alexandra Crăciun pentru această sărbătoare de care ne-am bucurat cu toții astăzi și pentru care ne-a oferit prilejul de a o avea. Vă mulțumesc încă o dată și spune Alexandra la început că sunt alte evenimente care ne așteaptă la București sau la Bruxelles. La Bruxelles vom avea mâine o conferință a Dianei Painca, care și-a susținut teza de doctorat în urmă cu 2 ani, cu felicitări aici la Bruxelles, și va reveni asupra unui subiect din istoria comunismului, istoria orală a comunismului, iar luni 15 mai avem bucuria de a o avea printre noi pe doamna director al Institutului Limbii Române, Daiana Teodora Cuibus, pentru o conferință despre limba română între normă și uz, pe baza unui studiu asupra ultimei ediții a Domului.
Această conferință face parte dintr-o serie de activități culturale mai ample, pe durata a 3 zile, sâmbătă, duminică și luni, despre care găsiți informații pe internet dacă veți căuta Bazar Diplomatic 2023. Vă mulțumesc încă o dată. Să ne bucurăm în curând de sânziene, nu, ziua lor nu este foarte departe, și să ne bucurăm de fiecare clipă și să luăm întotdeauna frumusețea și bucuria momentului pe care îl trăim, mai ales când este un moment trăit împreună cu cei care ne sunt dragi. Vă mulțumesc, numai bine, o zi frumoasă în continuare și pe curând! Noi mulțumim, Alice, că ne-ai adus iarăși împreună. Așa. O să o rog pe Alexandra să mai rămâi un pic. Alexandra, o să închid înregistrarea și avem nevoie să fim cel puțin doi conectați.